Și în nord-vestul țării, Sfântul Mucenic Dimitrie a fost cinstit cu multă evlavie. Biserica din Baia Mare, cel are ca ocrotitor, și-a sărbătorit hramul. Sfânta liturghie a fost săvârșită de către preasfințitul părinte Iustin Sigheteanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Suntem în cel de-al 15-lea an de când au început lucrările la această biserică, în partea cartierului spre așa zisă Valea Borcutului, unde există o biserică veche. S-a desprins, s-a împărțit acest cartier și s-a format noua parohie, astăzi de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, ocrotitorul acestei biserici, am fost în mijlocul lor și ne bucurăm de evoluția lucrărilor. Undeva în 3 ani de zile a spus părintele că s-ar putea să încheie lucrările la pictură și atunci se vor bucura de evenimentul mare al sfințirii. Dorim să îi felicităm și să-i apreciem pentru calitatea lucrărilor pe care le-au făcut până acum și îl rugăm pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, să le stea în ajutor. La sărbătoare au participat credincioși din oraș, dar și din localitățile învecinate. E o bucurie pentru noi, vin credincioși nu numai din parohia noastră, când e sărbătoare, și din alte parohii străini, au invitați și ne bucurăm împreună că ne-a ajutat Dumnezeu până aici să ajungem cu lucrarea și nădăjduim să ne ajute bunul Dumnezeu și cu pictarea în continuare a Sfintei Biserici. Începutul anul acesta, mai târziu, la sfârșitul lui iulie, începutul lui august, dar nădăjduim să facem. Sunt în lucru 177 de metri pătrați. Lucrările de construcție la biserică au început în anul 1999. Parohia Băimăreană cuprinde peste 800 de credincioși.